Dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă serie a dialogurilor. De data aceasta continuăm o serie cu domnul Cătălin Dupu, căruia îi mulțumim pentru prezența alături de noi. Discutăm cu această ocazie despre cea mai recentă apariție editorială a dânsului. Viața are un singur sens și iată încă un motiv să-i mulțumim pentru faptul că ne-a pus la dispoziție această lucrare și că a acceptat să avem un dialog pe marginea ei. Și eu vă mulțumesc și mă bucur să știu că aceste dialoguri sunt urmărite. Da, ne bucurăm și ne face o deosebită plăcere de fiecare dată când sunteți alături de noi. Ca să revenim acum în atmosfera cărților, aș dori să vorbim despre prima novelă din cartea dumneavoastră, Viața are un singur sens, novelă care, iată, a dat și titlul cărții. Prin urmare, care este mesajul novelei Viața are un singur sens? Mesajul este unul complex și necesar astăzi. Ea spune că titlul spune foarte mult din start, dar contextul în care este așezată această novelă este unul interesant. Vorbim de Mexic, vorbim de stațiunea turistică foarte cunoscută, mai ales în zona americană, vorbim de Cancun, vorbim de o situație foarte interesantă. Trebuie prins un mare mafiot, ca să fim așa mai populari, un mare distribuitor de droguri, de fapt liderul unui cartel de droguri. Și aici, în acest cadru, se tratează și această problemă: care este scopul și direcția vieții? Iată, te-ai îmbinat o analiză în sensul acesta, al acestui subiect. Este și o poveste polițienească, dacă vreți. Cadrul e complex. Depășim zona de livadă românească cu meri, cu peri, cu pruni. Mergem pe zona palmierilor, foarte cald, mult nisip și, în concluzie, se ajunge la această idee: viața are un singur sens, pentru că una dintre personajele feminine descoperă, nu-i așa și ea, faptul că viața are un singur sens, aflându-se acolo, în această stațiune, și o familie de americani, el fiind pastor și soția lui, având de altfel și ea ceva slujiri din zona bisericească. Ați anticipat astfel următoarea întrebare pe care doresc să vă adresez. Care este sensul vieții? Din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, cred că și al dumneavoastră, sensul vieții este spre ceea ce cred de orice creștin, cu adevărat, viața de dincolo. Aici suntem doar trecători pe acest pământ și ne gândim pentru ceea ce înseamnă eternitatea. Iar aici se schimbă sensul, e același, nu e cale de întoarcere, este sens unic, spre veșnicie. Dar vorbim despre viață veșnică și vorbim despre moarte veșnică. Foarte, foarte interesant. Mă gândeam la o altă întrebare, la o altă provocare, la care într-un anumit sens, într-un anumit fel, ați și răspuns deja. Iar provocarea mea este următoarea. Considerați că viața are un singur sens? Ați menționat de direcția spre eternitate, spre Da. veșnicie. Înțelegem din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, din novela Viața are un singur sens, că acest sens al vieții, această direcție către care umanitatea, oamenii ar trebui să se întrebe, sensul căruia trebuie să-i acorde atenție este acela de a se gândi la lucrurile de sus, să spunem așa. Sigur că da. Acum, nu toți cred lucrul acesta,
Dar aceasta este direcția. Vrei, nu vrei, e ca și oxigenul. Credem, nu credem că există oxigenul, noi ne folosim de el. Credem, nu credem că există Dumnezeu, Dumnezeu există, Dumnezeu acționează și suntem dependenți de Dumnezeu, ca să răspund la întrebarea noastră. Da. Și viața, repet, are absolut un singur sens. Aici facem o mică paranteză, fiecare merge pe drumul lui. Adică pe cărare, pe asfalt, pe trotuar, prin pădure, își alege o cale oarecum paralelă, dar direcția este aceeași. Spre taina tuturor tainilor, cum o numea Liviu Rebreanu, moartea, deși în secunda asta nu mai subscriu, dar e frumoasă așa ca expresie, nu mai este o taină pentru credinciosul adevărat. Credinciosul adevărat mai mult se încadrează la cimitirul Vesel. Pentru că el știe, nădejdea lui este bunul Dumnezeu, nădejdea lui este în viața de dincolo, de aici. Aici am văzut cum e extraordinar. Dar fiecare merge pe acest drum unic în felul lui. Mă gândeam că vorbeam de drum, da? Din punct de vedere istoric, la acea sintagmă, acea expresie, de fapt chiar o realitate a lumii antice, anume că toate drumurile duc la Roma. Da, corect. Bine, aici nu putem să vorbim de faptul că toate drumurile omului duc înspre eternitate. Putem spune că duc în veșnicie, unde există o plată și o răsplată. Exact. Dar interesant această imagine care cumva vine să completeze ceea ce ați afirmat dumneavoastră, că credinciosul, să spunem așa, un om care, care este interesat de ceea ce se întâmplă cu viața lui, care își pune niște întrebări, care, iată, deși se află, revenind acum la carte, într-o stațiune foarte, foarte frumoasă, minunată, într-un tărâm exotic, se gândește că nu toate lucrurile se termină aici și că dacă pe pământ există o asemenea diversitate, o asemenea frumusețe, ce va fi dincolo? Sigur că da. Tocmai asta e. De fapt, ca și orice altă carte, prin titlu deja provocăm cititorul la a răspunde la marile teme ale vieții. Și acesta este, apropo de scopul vieții și direcția vieții, este o bănuiesc pentru fiecare, este o mare întrebare și se caută un mare răspuns. Da. Răspunsul, într-o anumită măsură, îl putem găsi în următoarea novelă, căreia i-ați dat titlul Întâlnirea? Da sau nu? Da. Întâlnirea este o novelă la care țin foarte mult, pentru că personajul principal, subiectul de bază, este un erou fabulos, îl numesc eu, pentru că discutăm despre un martir contemporan din România. Vorbim de anii 70-80 în Republica Socialistă România. Nu va plictisi nici prima novelă, nici a doua, nici următoarea. Și am considerat că este de datoria mea, pe lângă altora, de a scrie ceva despre, așa cum l-am numit eu aici în carte, Sorin Gherasim. Lăsăm pe privitor și pe cititor să descopere. Dar viața lui este marcantă, am cunoscut în țară și peste hotare oameni care au fost influențați de viața domniei sale și de aceea îl numesc un erou fabulos în novela Întâlnirea. Putem să spunem faptul că acest personaj dumneavoastră a avut o întâlnire personală la un moment dat cu Creatorul și direcția vieții lui era pe de-o parte către veșnicie, dar pe de altă parte, aici, pe pământ, în conducerea și a altor oameni la o experiență personală cu Creatorul. Da. Mă gândeam la faptul că fiecare dintre noi am avut la un moment dat în viață o întâlnire providențială. Ideea da, pe care ar fi de dorit.
Da. Putem spune pe de-o parte la creștini, dar mă gândesc la modul general, în sensul că, nu știu, poate că unii dintre noi, nu știu, eu am folosit afirmația că fiecare, considerând că într-un anumit fel, într-un anumit moment al vieții, a fost o întâlnire providențială, o întâlnire salvatoare. Acum, pentru creștin, această întâlnire este una cu Creatorul. Și cumva pot să afirm că acesta ar fi nucleul acestei nuvele. Sigur că da. Întâlnirea are legătură cu primul titlu. Viața are un singur sens dacă ai parte de această întâlnire și vedem după aceea ce se mai întâmplă pe pământ cu următoarea nuvelă. Ceea ce vreau să amintesc este faptul că și această nuvelă este cât se poate de antrenantă, pentru că nu doar istorisește așa schematic din viața lui, s-a născut, da. Nu, ci se prezintă în modul real, pe bază de documente istorice, cum domnia sa a fost lichidat de către organele de represiune din România din anii 80. Este povestea adevărată, pentru că atunci, în perioada aceea, existau foarte multe scenarii mincinoase, chiar lansate de către cei care l-au omorât, ucis, asta este, dar iată, consider că este tributul nostru, omagiul nostru, și când zic asta, mă refer și la ceilalți oameni care scriu, gândesc, comentează, știu că alții strâng material și m-aș bucura să apare cât mai multe lucruri de genul acesta și texte pe marginea unor astfel de oameni. Domnia sa este un martir indiscutabil, un nume de referință. Un martir al istoriei bisericii din România. Din România. Aș putea să mai vin cu câteva detalii ca istoric, exact. Având în vedere că știu, m-am ocupat un pic de problematica asta a persecuției religioase pe care o tratează nuvela dumneavoastră. Eu știu, poate că într-o anumită măsură, dezvoltând un pic subiectul, da. Putem vorbi și de o chestie concurențială, adică, anume faptul că comunismul era o religie, sigur, o religie sigur. Politică. Da. Recomand ascultătorilor noștri o carte a unui autor, se numește Eric Voegelin, iar cartea se numește Religiile politice, o carte în care vor descoperi câteva informații interesante referitor la acest concept. Întorcându-mă la nuvela Întâlnirea, aș dori să spun celor care ne urmăresc faptul că nu vorbiți doar de acest personaj, da. Sorin Gherasim, ci mai vorbim de un personaj și foarte interesant. Gândindu-mă la o lucrare antică, avem niște vieți paralele. Da. Da. Două personaje cu două vieți, vieți care la un moment dat se intersectează. Exact. Vorbim de Gelu Comănescu, un băiețan simplu de la țară care dorește să ajungă ospătar. Aici să spun, ideea e foarte interesantă, pentru că vorbim de anii 70-80, unde nu existau fast food-uri, nu existau dulciuri, nu existau mai nimic în anii 80, cel puțin, da. În România. Și atunci restaurantul era ce se poate mai bine pentru un om, pentru că acolo avea serviciu, avea, da. Bani, avea bacșiș, avea și mâncare. Și avea o poziție socială, un lucru da. Demn de amintit. De aceea vă mulțumesc că ați amintit și de el. Și mergem pe aceste vieți paralele, oarecum sunt apropiați de vârstă, oarecum da. Cei doi, oarecum. Și totuși are loc întâlnirea, iar acest Gherasim are o influență enormă în viața sa. Da. De aceea există întâlnirea între Bunul Dumnezeu și Comănescu, are loc prin
intermediul acestui mediator, să spunem așa, Sorin Gherasim. Da, dacă am amintit la Sorin Gherasim despre domeniul ăsta spiritual, religios, persecuții religioase, istoria bisericii, aș dori să amintesc la Gelu Comunescu despre un alt domeniu, anume cel al vieții cotidiene, al vieții de zi cu zi din România anilor 80, mai exact mijlocul anilor 80, iar cititorii vor descoperi lucruri interesante și provoc și pe cei tineri să citească această carte, să citească novela Întâlnirea și eventual să-și exprime opiniile pe marginea acestei cărți, iar dumneavoastră sunteți deschis să răspundeți eventualilor întrebări. Da. Cu acest prilej, aș dori să le răspundem celor care ne privesc la o întrebare pe care poate și o pun. De unde pot procura această carte, cum pot ajunge în posesia ei, cum pot să o citească, cum vă pot contacta? În București, de la biblioteci, iar din cei din țară sau de peste hotare, prin online, prin comandă online, e foarte, foarte simplu. Sigur, vă găsesc. Dacă dau titlul cărții și pe internet, imediat se găsește. Mulțumesc. Mergem mai departe și vreau să vorbim și despre o altă novelă cu un titlu interesant, provocator, Frânturi de speranță. Eu am zis că titlul este unul interesant, este unul provocator pentru o novelă, dar să le spunem celor care ne urmăresc și faptul că această novelă ați ecranizat-o într-un film care are același titlu și a rulat pe marile ecrane. Da, exact. Frânturi de speranță are o poveste mai interesantă. Nu este unică, pentru că am mai avut astfel de abordări, dar a fost provocat de pictorul Dan Merișca să scriu un scenariu legat de viața unui artist, unui pictor. La început a fost un scurtmetraj, după care dumnealui a fost foarte încântat și a zis aș dori să facem un lungmetraj. Așa a apărut acest scenariu. Bineînțeles, novela e mai dezvoltată. Da. Filmul a rulat în mai multe orașe, rulează încă în continuare, fiind o producție independentă și ca o mulțumire așa sufletească, ziarul Adevărul, cotidianul Adevărul, da, un număr de prestigiu pe linia presiei centrale, la nici 40 de minute după ce a fost premiera la Arad Națională, au scris un articol despre această producție. Trebuie să vă mulțumesc aici dumneavoastră pentru deschiderea, apropo de media pe care aveți și pentru ceea ce faceți în zona aceasta media, e foarte importantă, de asemenea și pictorului Dan Merișca, bine cotat și pe piața în zona aceasta a picturii, și de asemenea titlul provoacă și are legătură cu toate celelalte două novele, pentru că până să ajungi acolo sus, ai și spini, ai și flori. Exact. Calea aceasta omenească are de toate. Cu de toate, că asta e o vorbă românească a anilor 2010. Și trebuie să spun că toate novelele sunt inspirate după fapte reale, din nefericire, efectiv din nefericire, pentru că nici viața artistului Eleniade nu este foarte fericită, nu îți povestim ce se întâmplă, de aceea are probleme în dragoste, cine nu are, apoi are probleme în viața artistică, ce artist nu are, dar se găsesc resurse, se găsesc oameni care să-l ajute. Da, iată o provocare și viața artistică și viața personală, aspecte pe care le regăsim în novela Frânturi de speranță.
Titlul acesta este unul interesant care m-a provocat și m-am gândit la două aspecte, două valențe. Pe de o parte, pornind de la termenul, de la cuvântul frântură, m-am gândit la o ruptură, la o frângere, la aripii frânte, aripii rupte, da, dacă da. Da, da. Ne gândim la și ca o licență poetică. Pe de altă parte, în momentul în care am citit Frânturi de speranță, când citesc, când văd, mă gândesc la faptul că am un fragment, am o porțiune, o parte, un fragment dintr-un întreg și aici, eu știu, putem spune că ar fi un întreg care este speranța în ansamblu și din acest întreg avem o frântură de speranță, avem o parte. Astfel, iată, avem mai multe segmente, mai multe frânturi care formează un întreg. Unul despre care vă rog pe dumneavoastră să vorbiți. Sigur că da. Toate aceste trei novele se întrepătrund, da? Da. Concluzia este foarte clară. Să avem speranță, să avem bucurie, sunt și încercări, așa cum spuneam, sunt frânturi de tot felul, ne putem frânge, dar ne și putem ridica. Asta dacă avem speranță și avem acea întâlnire cu Creatorul. Fără de aceea nu ne găsim nici foarte repede și bine direcția, sensul vieții și atunci pentru care vom avea necazuri, cioburi pe cărare, vom suferi. Și atunci ia că ai nevoie de acea întâlnire. De aceea am gândit acest volum cu doar aceste trei novele. Exact. Viața are un singur sens, iar pentru a împlini sensul respectiv este nevoie de o întâlnire personală cu Creatorul și atunci viața noastră nu va mai fi o frântură, ci va fi o speranță. Vă las cu această idee a speranței, a dragostei, de aceea vă invit să zâmbiți, pentru că viața are valoare și există speranță. Până data viitoare, să ne revedem cu bine!